Un băiat în vârstă de 15 ani a murit joi dimineață la spitalul de urgență din Arad, la 4 zile de la internare. Tânărul, care suferea de o afecțiune congenitală, a murit din cauza unor complicații provocate de rujeolă. Băiatul a fost internat în spitalul județean Arad duminică seara în stare gravă. A ajuns la unitatea de primiri urgențe cu disfuncție ventilatorie cu bronhopneumonie pe rujeolă și a fost internat la contagioase. Starea lui s-a agravat progresiv luni după masa în a doua zi de la internare, motiv pentru care a fost transferat prin secția de pediatrie la terapie intensivă. Decesul s-a înregistrat joi la ora 8:40, preciza dr. Dorin Lazar, șeful secției de pediatrie. Băiatul nu era vaccinat împotriva rujeolei și a contactat boala din familie de la verii săi. Acesta este cel de-al treilea caz de deces înregistrat anul acesta în județul Arad din cauza complicațiilor provocate de rujeolă. Potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății, până la data de 14 octombrie, în județul Arad au fost confirmate 132 de cazuri de rujeolă, situând județul Arad pe locul 2 în țară în ceea ce privește numărul de îmbolnăviri cu rujeolă. Direcția de Sănătate Publică Arad a demarat o anchetă epidemiologică la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.